Lăudat să fie Domnul! În această seară dorim din nou să luăm Sfânta Carte și să privim în continuare la religia Domnului Hristos, cu dorința sinceră ca și noi să fim parte cu El în aceeași adunare unde se vor regăsi toți sfinții în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru astăzi, viața religioasă practică. Domnul Hristos a fost profund implicat în viața cotidiană, ceea ce dovedește posibilitatea împletirii vieții cultice, adică acelei ocazionate de prezența noastră la adunare, din chinarea noastră, cu cea practică. Domnul a dovedit că religia sa nu este numai ideologică, bazată pe concepte care nu pot fi aplicate. Religia Domnului Hristos a fost un mod de viață. O adevărată religie este una care poate fi implementată și poate fi trăită zi de zi. Nu doar una de ziua întâi sau de ziua a șaptea, ci una de toate zilele. Domnul a vorbit, mă gândesc la cele scrise în Matei, capitolul 6, despre felul în care un om trebuie să se roage, și apoi să-și desfășoare viața în public fără să facă un spectacol din asta, să facă milostenie, să fie implicat social, dar fără să sune cu trâmbița, să postească, dar fără să-și schimonosească fața. Și în continuare vorbește Domnul și acolo și în alte părți ale Evangheliei despre felul în care ar trebui să desfășoare viața noastră de zi cu zi. Când trebuie să ne rugăm, când să muncim, după cum zice Apostolul Pavel, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Practicând o asemenea religie, doi tineri s-au dus să ia masa într-un local public, să servească ceva și înainte de a consuma, ridicați în picioare, în tăcere și-au spus rugăciunea. O doamnă s-a apropiat de ei și a zis, așa ceva se întâmplă mai rar în vremea noastră. Cui slujiți voi? Și ei au zis, Dumnezeului celui adevărat. N-am făcut-o asta nici să atragem atenția, de aceea ne-am rugat în tăcere. Dar nici nu puteam să mâncăm fără să ne rugăm. Dacă tot vreți să știți mai mult despre Dumnezeul nostru, noi vă spunem. Domnul a afirmat că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Gândiți-vă la cele spuse când a fost anchetat de Pilat, Ioan capitolul 18, versetul 36. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Totuși, măcar că a propovăduit o împărăție viitoare, Domnul a fost responsabil de toată datoria lui pământească. Și asta până la moarte. În Matei capitolul 15, de exemplu, citim despre felul în care Domnul a înțeles să împletească viața strict spirituală, activitățile bisericești, să le numim așa, cu viața practică. Scrie aici, de la versetul 29, Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei, s-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciuni și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Deci Domnul a avut în vedere sufletul, apoi problemele de sănătate, dar n-a uitat nici de cele materiale.
de hrana cea de toate zile, de aceea și învățați pe ucenici să o ceară de la Dumnezeu. Amintiți-vă de rugăciunea sa din Ioan capitolul 17, când urma să plece la Tatăl, l-a rugat să aibă în vedere pe ucenici, fiindcă ei rămân în lumea aceasta. Citesc de la versetul 11, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceia pe care i-ai dat pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și nu știu din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume. Dar a ne păstra în lume înseamnă a ne purta grija, a trăi încă aici, ci să-i păzești de cel rău. Vreau să abordăm câteva domenii practice ale vieții, referindu-ne la cele scrise în Evanghelie, dar vă rog să vă gândiți în paralel, dacă puteți asta și nu-i greu, la învățătura Apostolului Pavel. Și veți vedea, e foarte ușor de înțeles că acest apostol a primit Evanghelia direct de la Domnul. Ce a spus Domnul se regăsește în învățătura apostolului Pavel într-un mod foarte profund. Ceea ce a spus el, eu cal pe urmele lui Hristos, se vede din punct de vedere a învățăturii și cu privire la viața practică. Să privim mai întâi la viața de familie, unde avem primele îndatoriri și se desfășoară primii ani ai vieții și de ce nu ne petrecem cel mai mult timp din viață. Domnul a avut o atitudine foarte favorabilă față de viața de familist. În vremea aceea, vă reamintesc, familia intrase în disgrația societății. Divorțurile erau la ordinea zilei. Copiii nu-și mai îngrijau părinții. Amintiți-vă că Domnul a făcut prima minune la o nuntă, la care a participat împreună cu ucenicii săi. Am putea spune că a cinstit pe cei doi. Și mai mult decât atât, știți că a avut grijă ca la masă să nu li se termine vinul. Aici trebuie să menționăm că în vremea aceea vinul era un fel de sirop cu apă, nu o băutură amețitoare în primul rând. Dar mai clar, vreau să vă citesc din Matei capitolul 15, unde Domnul a condamnat foarte direct pe cei ce nu își îngrijeau părinții. Versetele 4 la 6. Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Și nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Apoi, mai puternic decât aceasta, Matei capitolul 19, ne vorbește despre felul în care Domnul a învățat cei doi soți să țină la viața de familie. Citim de la versetul 3 că farisei l-au întrebat, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Probleme care apar în viața cotidiană. Drept răspuns, le-a zis, oare n-aș fi căzitorul de la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis și ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de spărțire și să o lase, să o abandoneze. Și când se întâmplă un divorț, sunt și copiii afectați. Iisus le-a răspuns, din pricina împietrei inimii voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu vă spun, și oriunde apare în Evanghelie cuvintele, eu vă spun, acolo avem în mod direct învățătura Domnului Hristos. Oricine își lasă nevasta afară de pricina de curvie, asta, potrivit Deuteronom 22, înseamnă infidelitate înainte de căsătorie, și ea pe alta de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Deci Domnul a fost foarte categoric.
Am putea să ne uităm și la citatul următor, Iisus și copilași. Ucenicii certau pe cei ce i-au adus în fața lui. El i-a prețuit, i-a luat în brațe, i-a binecuvântat. Iată cum Domnul a avut în vedere și cei doi soți, și părinții care îmbătrâneau, și copiii care veneau din urma lor. Pentru că el a ținut foarte mult la viața de familie. Aici trebuie să precizăm că Domnul la rândul lui, deși a rămas în familia părinților săi până când a plecat în slujire, a avut unele probleme cu cei din casa sa. Dar asta nu înseamnă că nu a avut grijă de ei. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, versetul 21, este scris: rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că își ziceau și a ieșit din minți. Domnul n-a ieșit afară la ei. Cred că în înțelepciunea lui a decis că nu era cazul unei discuții directe în momentele acelea. Apoi, când s-a insistat asupra acestei provocări, l-a răspuns, citim de la versetul 32, mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce deau împrejurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Domnul a vorbit aici despre familia spirituală a celor credincioși. Dar vreau să vă amintesc că mai târziu, pe cruce, când, așa cum scrie în Ioan 19:25, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui, Domnul, deși era în agonia morții, a avut resursele și dragostea să spună ceea ce citim de la versetul 26. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Iată că ceea ce a spus Domnul, acela care mi este frate, soră, e cel ce face voia lui Dumnezeu. Și fiindcă acum mama Domnului era o ucenică a lui, Ioan de asemenea, a putut să le arate relația lor. Erau și rudenii, de altfel, Domnul Iisus cu Ioan ucenicul. Dar aici era o dublă relație, de rudenie și frățească. Și în versetul următor a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Spuneam că în învățătura apostolului Pavel se regăsește foarte puternic ceea ce spunea Domnul. Pavel spunea: cine nu grijește de a lui e mai rău decât necredincios. Și dacă cei din casă nu pot să îngrijească sau nu vor să îngrijească, atunci să rămână în grija bisericii. Iată fiul tău, iată mama ta. Deci Domnul a valorificat ambele domenii, atât cel al familiei cât și al bisericii, pentru a pune în evidență, în valoare, modul în care trebuie să desfășoare viața noastră. Să ținem la familie, dar să ținem și la adunare. Doamne, ajută-ne! Un alt domeniu este cel al averii. Pentru că orice familie trebuie să muncească, are nevoie de bani, de alimente, îmbrăcăminte, un loc unde să stea. Și potrivit lumii noastre, care s-a complicat adesea și de un mijloc de transport, Domnul a recomandat o desfășurare normală a activităților vieții. A explicat oamenilor să evite lăcomia și totodată să se ferească de ispita îngrijorărilor. Poate prima extremă a lăcomiei este mai specifică celor bogați. Ciudat. Omul care are adesea mult, vrea mai mult. Și omul care a fost întreținut de Dumnezeu cu puțin, iar e ciudat, se întristează că nu va putea să supraviețuiască în continuare, deși are cea mai mare experiență, săracul. Domnul a încercat să
arate oamenilor grija lui Dumnezeu pentru nevoile vieții. Le-a recomandat să se încrede în Dumnezeu și să aibă ca prioritate viața veșnică, moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Învățătura lui este foarte clară în domeniul problemelor economice. Iată ce citim din Matei capitolul 6, de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Deci Domnul a vrut să-i orienteze spre lucrurile veșnice. Vom avea o altă lecție care tratează religia Domnului în raport cu problemele escatologice ale viitorului, ale sfârșitului. Le-a vorbit în continuare despre un ochi sănătos, ceea ce înseamnă o gândire înțeleaptă cu privire la lucrurile materiale. Apoi, versetul 24, i-a pus în fața unei realități unice. Nu poate să existe o stare duplicitară aici. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Deci cine nu are niște concepte practice la capitolul avere, sănătoase, de fapt nici nu este omul lui Dumnezeu. Deci nu se poate ca să fii întru totul în voia Domnului la celelalte aspecte, să fii un sfânt. Dar la capitolul avere să fii influențat de mamonă. Ți-ai pierdut statutul de slujitor al lui Dumnezeu. Iată deci un capitol foarte important. Domnul a vorbit în continuare despre ordinea logică, naturală a nevoilor noastre. Este scris de la versetul 25, nu vă îngrijorați de viața voastră. Ce asta e valoarea supremă, viața. În continuare, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, pentru că viața se întreține prin alimentație. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Ba da, viața și trupul, cine ne le întreține? Dumnezeu. Atunci nu tot El ne va întreține din punct de vedere alimentar și al îmbrăcăminții? Cu siguranță. Și fiind în natură, Domnul le-a arătat păsările care poate erau acolo lângă ei. Le-a arătat florile care poate erau în sezonul acela. Și le-a explicat că Dumnezeu are în grijă inclusiv natura. Pentru că dacă n-ar avea nici păsările, nici florile condiții de viață, ar pieri, s-ar usca. Și apoi le vorbește foarte clar versetul 30. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Domnul să ne scape de orice îngrijorare. Și acum când se frământă guverne și firme intră în faliment datorită crizei, noi să fim încredințați. Căci pentru cei de afară e normal să se frământe, fiindcă ei le exclud pe Dumnezeu din bugetul de stat și din capitalul firmei. Dar pentru noi, care îl acceptăm pe Dumnezeu ca stăpân și vrem să slujim și la capitolul economic, Dumnezeu ne are în vedere. Domnul a spus în continuare așa, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Și astea sunt întrebări care nu trebuie să nască îngrijorare. E normal să o pui ce vom mânca, în sensul să ne interesăm, dar să nu fie pe un fond al îngrijorării, vai, dacă nu vom avea ce să mâncăm. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuință de ele, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci, fiindcă Dumnezeu ne are în vedere pentru toată veșnicia, nu va uita de noi nici în viața de aici. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Deci,
Prin expresie ajuns zile, în cazul ei, înțeleg că Domnul ne-a recomandat să ne preocupăm de nevoile noastre, dar să nu trăim sub o stare de stres foarte specifică zilor noastre, gândindu-ne ce se va întâmpla. Se va întâmpla doar ceea ce Dumnezeu va îngădui. Iată și un exemplu practic, Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetele 38 la 42. Domnul a intrat în casa Martei, care l-a primit, și în aceeași familie mai era o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mi-a lăsat să slujesc singură, zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Din cuvintele Domnului se înțeleg, printre altele, următoarele. Prioritară trebuie să fie lucrarea spirituală, dorința de pocăință. Nimeni să nu spună: n-am ajuns la biserică, fiindcă aveam prea multă treabă de făcut, puteai să o lași deoparte. Nimeni nu se va putea scuza spunând: n-am avut timp să mă rog sau citesc în Biblie, că am avut mult de făcut. Treburile nu se gata până în lume, nici dacă trăim 900 de ani. Tot de aici înțeleg, din cuvintele Domnului, că sunt anumite lucruri care ar putea fi neglijate sau lăsate pe din afară. Nu știu exact cât de bogat a fost meniul și l-a pregătit Marta Domnului, dar spun surorilor, și o masă mai simplă întreține viața la fel de bine, ba uneori poate mai bine decât una copioasă, că nu mărește colesterolul sau nu aduce alte efecte negative asupra trupului uman. Sau în ce privește amenajarea casei și gospodăria, sunt unele lucruri care sunt în plus sau care sunt povară sau fără de care s-ar putea trăi. Cred că și asta spune Domnul Martei. Multe lucruri. Și încă ceva. Nu doar că avea multe, Marta era și frământată că nu le termină. Și acestea sunt valabile și în raport cu prezența Domnului Iisus, deși dacă Domnul Iisus vine la tine. Deci acestea sunt valabile și când lucrezi pentru biserică, de cum pentru casa ta. Deci chiar dacă vei spune: n-am avut timp să mă rog, fiindcă frații urmau să vină la mine. Mai bine așteptau puțin sau mai bine îi serveai cu mai puține, dar să nu pierzi din valoare, din evidență, lucrurile sfinte. Domnul să ne dea și harul acesta. Depinde însă cum ne-am obișnuit. Cunoașteți întâmplarea aceea când un om din zona urbană trecea printr-un parc împreună cu un om de la țară. Și acesta din urmă i-a zis: auzi ce frumos cântă un greier. La care cel din oraș a răspuns: tu ai auzit greierul în vacarmă acesta? Clansoane de mașini, vorbe. Atunci cel de la țară, înțelegând gândirea lui, a scos din buzunar o monedă, i-a dat drumul jos pe alee și cel de la oraș a zis: vezi că ți-a căzut un ban. Și cel din tâi l-a întrebat: tu cum ai auzit zgomotul banului, că nu este la un volum mai mare decât al greierului? Și a adăugat: îți explic eu, tu cu sunet de bani ești obișnuit. Eu sunt obișnuit cu sunetul greierilor. Adesea societatea noastră, concentrată în orașe, a uitat că Dumnezeu întreține natura și ne întreține și pe noi. Ne-a obișnuit numai cu o viață industrializată, cu magazine, cu bani, uitând că și aici se extinde harul și bunăvoința Domnului, fără de care n-am putea trăi. De aceea să-i mulțumim Domnului și să ne încredem în El. Aș menționa aici, ca într-o paranteză, cazul tânărului bogat, cu întrebarea: toți oamenii sau toți cei ce vin la Domnul trebuie să-și vândă toată averea? Ceea ce Domnul i-a recomandat i-a pus în uimire pe ucenici și vă citesc din Marcu, capitolul 10,
Unde se scrie de la versetul 21 că Domnul i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a sucenicilor săi cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu, cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în avuții să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și le-a dat exemplu cu cămila și urechile acului. Ucenicii au rămas și mai uimiți. Deci Domnul i-a scos din impas. Atunci Domnul a explicat, Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar la Dumnezeu nu, căci toate lucrurile sunt cu putință lui Dumnezeu. Este un cuvânt nu ușor de înțeles. De aceea eu cred că Domnul, în cazul tânărului bogat, a vorbit despre niște cerințe speciale ale slujirii. Și îmi bazez această afirmație pe versetele care urmează, unde Petru a zis, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Pentru că unora Domnul le-a cerut să lase tot, inclusiv barca și mreaja, fiindcă avea o slujire specială de efectuat și trebuia să fie tot timpul slujba Domnului. Nu tuturor le-a cerut aceasta, dar tot aici se scoate în evidență faptul că problema raportării la bogății, a te încrede în ele și a-L scoate pe Dumnezeu din ecuația bunurilor materiale, te duce în imposibilitatea mântuirii. Chiar dacă cineva e bogat, să accepte că tot ce are, are prin harul Domnului, să le pună la îndemâna Domnului, ca dacă Domnul vrea să folosească de ceva, să aibă toată libertatea, ca și când Domnul a trimis pe ucenici și a luat un măgăruș. De ce îl luați? Domnul are trebuință de el. Fără niciun comentariu, l-a lăsat să-l folosească. Deci se poate ca cineva chiar bogat să fie mântuit, dar numai dacă îl include pe Dumnezeu în toată această afacere și să știe bogatul că nu va putea să facă și slujire. Nu se poate să fie timp și pentru asta și pentru cealaltă. De aceea Domnul i-a zis, dacă vrei să devii un ucenic al meu, renunță la acest portofoliu și treci în partea cealaltă, iar averea poate fi reportată în cer, ca și o răsplată în ziua aceea. Iată și un al treilea și ultim domeniu, cel al relației cu societatea și cu statul. Domnul a recomandat respectarea legilor sociale, plătirea impozitelor și taxelor. Chiar dacă nu este multă învățătură în această privință, există un caz, chiar două, citim din Matei capitolul 17, unde de la versetul 24 este scris că cei ce colectau impozitul religios, și sunt țări unde el se reține la nivelul salariului, deci al celor angajați, au întrebat pe Petru, învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și a zis, ce crezi, Simone, împărații pământului, la cine iau dări sau biruri, de la fiilor sau de la străini? Petru a răspuns, de la străini. Și Iisus a zis, așadar, fiii sunt scutiți, dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care iau-o și dă-le lor pentru mine și pentru tine. Adică ce a făcut Domnul, să-ți fac și eu. Domnul a plătit pentru el, dar cu ce fac eu rost, cu ceea ce am eu, trebuie să plătesc cel puțin pentru mine, dacă pentru Domnul nu mai trebuie plătit. Spunea că Apostolul Pavel a călcat Domnului pe urme și el zice în Roman 13, din îndemnul cugetului să ne raportăm corect față de stat, într-o supunere civică, într-o obligativitate de a plăti impozitele la bugetele locale sau alte forme de reținere a fondurilor pentru ca societatea și statul să poată funcționa. Domnul
Dacă a sesizat aici, spunea că el în mod normal ar trebui să fie scutit. Sau, poate vă veți spune problema că în anumite situații sunt niște impozite nedrepte. Sau, un polițist, vorba noastră românească, ia dreptul. Dar de fapt, tocmai nu-i drept. Sau, la vamă, știm câte s-au întâmplat. Domnul i-a învățat pe ucenici să fie drepți într-o lume nedreaptă. Asta înseamnă tu să te achizi de datoriile tale, dar să accepți nedreptățile altora. Dacă poți, îndreaptă-le, rogă-te pentru asta. Dar împacă-te cu ideea că tu ca și creștin nu poți să fii nedrept în virtutea diftonului, așa fac toți. Domnul le-a recomandat, chiar dacă alții nu respectă autoritatea, ei s-o fac. Conducătorii religioși din vremea sa erau de condamnat. Dar Domnul le-a zis celor pe care vindeca, du-te, adu darul rândului de Moise. Când au venit să-l întrebe despre bir, citim tot în Matei 22, de la versetul 15, și aici aflăm că au vrut să-l prindă pe Domnul la mijloc, chiar să-l dea pe mâna autorităților. Dar l-au întrebat, aparent cu sinceritate, versetul 17, spune, dar ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns, pentru ce mă ispitiți fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și i-a dat un ban. El a întrebat, chipul acesta și slovele de pe el ale cui sunt? Ale cezarului. I-au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Efectiv, cezarul merita și el ceva. Și care cunoașteți istoria, știți că orice provincie ce intra în cuprinsul întregului roman beneficia de mai multe favoruri. Iar dacă erau nedreptăți la nivel local, totuși dreptul roman era o putere în vremea aceea. Știți că și Pavel a apelat de mai multe ori la autorități ca să scape. Apoi, erau drumuri. Tot în vremea aceea a fost anihilată în parte rețeaua de hoți, de tâlhari, de drumul mare. Apoi, erau păzite granițele. Deci se plătea bir, dar în schimb existau și anumite avantaje, dat fiind apartenența lor la Imperiul Roman. Așa că am putea spune, pe drept trebuie plătite. Poate nici nouă nu ne place când ni se rețin bani, dar apoi tot noi suntem cei care poate ne plângem că statul nu are un buget corespunzător. Cred că aici trebuie să avem în vedere vorba Domnului care spunea, fiți înțelepți ca șerpii, dar fără vină ca porumbeii. Adică trebuie să ne portăm cu înțelepciune în lumea aceasta, dacă putem să nu avem de-a face cu oamenii și să ne descurcăm pe cont propriu, mă gândesc acum aici și la sistemul bancar, care îi nenorocește pe mulți, să ne comportăm așa, dar noi să fim fără vină ca porumbeii. Deci nimeni să nu pretindă doar cap de șarpe și să se lipsească de aripile de porumbel, că o să rămână la sol. Noi trăim aici, dar vrem să zburăm în împărăția Domnului. În aceste condiții trebuie să împletim aceste două aspecte ce par contrare, totuși, pentru un credincios, devin compatibile. Vreau acum să enunțăm doar două principii ca și concluzii a întregii vieți religioase practice. Noi, ca și creștini, trebuie să acceptăm purtarea crucii. Nu se poate trăi în lume fără să-ți duci crucea. Domnul spunea, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu se poate fără asta? Ce înseamnă crucea noastră? O atitudine împotrivitoare din partea lumii. Este cert că lumea care este sub influența diavolului nu agrează pe pocăiți. Chiar dacă sunt anumite autorități locale, uneori chiar centrale, care simpatizează. Dar oamenii care sunt sub influența diavolului ne vor crea anumite probleme. Și cel mai greu este când astfel de situații se întâmplă acasă. Și Domnul i-a avertizat pe ucenici, vă citesc din Matei 10, de la versetul 34. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui, pentru pocăință.
Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui, chiar acasă, să o poarte așa, în bucătărie, în sufragerie, să-și ducă greul raportului cu ceilalți, nu este vrednic de mine. Și chiar dacă ar fi vorba până la valoarea vieții, cine își va păstra viața o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga, spunea Domnul. Tot în această idee putem citi din Ioan capitolul 15, versete foarte clare, unde suntem avertizați să ne împăcăm cu ideea aceasta, dar noi să răspundem cu o notă diferită, cu o atitudine iubitoare. Ioan 15:18, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei, dar pentru că nu sunteți din lumea și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Și le amintește de ce i s-a întâmplat lui. Și noi nu putem să împărtășim altă soartă. Tot o cruce ar putea să fie condițiile economice mai puțin favorabile. De aceea Domnul i-a spus tânărului bogat, vinde ce ai, apoi ia-ți crucea. Și asta însemna a slujit Domnului în sărăcie, că dacă nu mai avea nimic și dădea totul la săraci. De aceea Domnul a vorbit unui om despre care este scris în Luca 12, care s-a dus la Domnul să-i facă dreptate și să-și primească partea din moștenire. Domnul nu l-a ajutat. Eu nu cred că neapărat Domnul nu dorea ca să fie dreptate, dar a încercat să explice lui și celorlalți să trăiască în condiții mai modeste dacă nu există altă posibilitate. Iată ce zice aici în versetul 15. Vedeți și poziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și în continuare le-a spus pilda cu bogatul căruia rodise țarina, apoi în final le-a reamintit că adevăratele valori sunt cele spirituale. Versetul 21. Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pe pământ și la urmă nu-i decât un nebun, cum zice și aici și profetul, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și iată, cu acea ocazie, Domnul le-a vorbit, rezultă din versetele următoare, despre îngrijorări, despre diferite probleme. Să accepți crucea aceasta. În biserica noastră nu de mult un frate a povestit despre cum s-a comportat un credincios într-un sat unde a ajuns credința întâia dată. Cum cineva rău dintre autoritățile laice sau eclesiastice, nu mai știu exact, a trimis niște răufăcători îmbătați să-i descoperă casa. Și el împreună cu soția le-a făcut mâncare. Situație care i-a trezit pe cei în cauză. Deci în lumea asta, având în vedere familia, averea, relațiile cu societatea, trebuie să ne purtăm crucea cu demnitate. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, trebuie să învățăm și să practicăm iubirea aproapelui, indiferent de origine și de situația lui. Noi, în mod natural, avem o înclinație spre anumiți oameni în a-i ajuta și o atitudine de respingere față de alții. Dar Dumnezeu vrea să-i avem în vedere pe toți, pentru că cine se încadrează la statutul de aproapele nostru? A dat Domnul pilda cu samariteanul milostiv. Luca, capitolul 10, versetele 25 la 37. Versul 30. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Primii oameni care l-au întâlnit au fost răufăcători. Următorii doi, preotul și levitul, au fost indiferenți. Poate l-au compătimit. Dar Domnul a arătat că a-ți iubi aproapele înseamnă ceea ce a făcut samariteanul. Și-a dat din medicamentele lui, din hrana lui, din timpul lui, din mijloacele lui de transport, l-a ajutat exact cu ceea ce avea nevoie. Asta înseamnă să-ți ajuți familia, din puținul ce l-ai să ajuți pe un oarecare și oricine ar fi un om în societate, să poți avea sensibilitatea spirituală să îi vină ajutor. În ultimul număr al revistei Sămânța Adevărului, pentru cei care ați citit-o,
a apărut, pare mi se doar ieri aici, există o întâmplare adevărată petrecută în urmă cu 50 de ani. Un bărbat trecea pe stradă și a fost întâmpinat de un altul îmbrăcat mai modest, dar curat și sobru, care i-a spus direct: îmi este foame, îmi dai ceva să mănânc? Cel care i s-a adresat cererea a răspuns cu promptitudine: aici aproape este un local, vino cu mine și te servesc. I-a cerut să ia loc la masă, i-a întins lista cu meniurile și a zis: comandă ce vrei, fără nicio reținere. În timp ce venea ospătarul să-l servească, cel ce a cerut mâncare a scos din buzunarul hainei lui învechite un Nou Testament uzat și a zis: dacă tot stai aici, nu vrei să-mi citești unde scrie în el despre viața veșnică? Și fratele, când a deschis Biblia, s-a deschis la Matei, la Luca 6. Da, vi se va da bancă, vi se va turna în sân o măsură clătinată care se va turna pe deasupra. I-a citit vreo 12 de referințe despre viața veșnică, omul a mulțumit, s-a rugat, au ieșit afară și fratele credincios care a făcut acest bine s-a pregătit să-i spună: uite, mă grăbesc, oricum am întâlnit de la servicii, eram într-o pauză. Și când și-a rămas bun de la el, n-a mai fost nimeni. A rămas blocat, fiindcă pe o rază de 30 de metri în jur nu era niciun om. Deși era o stradă, și-a zis el, minunea era cu atât mai mare amploare cu cât era o zonă circulată, dar în momentele acelea nu e niciun om în zonă. Și apoi a început să recapituleze: Doamne, era îmbrăcat curat, era sobru, de ce mi-a cerut să citesc despre viața veșnică? Cum a dispărut? Și-a dat seama că a fost efectiv un înger. Și-a amintit de ce-i scris, că unii fără să știe au găzduit pe îngeri sau i-au servit. Și apoi, în încheierea articolului scria: de atunci sunt 50 de ani. Eu am avut grijă de el atunci, dar, spunea fratele, acum recent Dumnezeu mi-a făcut de două ori bine. A fost într-o situație mai lipsit. Și când un om care mi-a făcut un serviciu mă aștepta să mă taxeze, mi-a spus: nu te costă nimic. La scurtă vreme după aceea cineva mi-a reparat mașina și când am vrut să-i plătesc, astăzi, de data asta, nu-ți iau bani. Deci aceasta este o religie practică. Doamne, dă-ne călăuzire să putem iubi aproapele nostru. Pentru că, spun în încheiere, religia Domnului Hristos este una vie în care credința e indisolubil legată de practică. Altfel ar fi moartă. În Matei 25 este scris că în ziua aceea Domnul însuși, El care a lansat această religie, va spune onora: veniți binecuvântații Tatălui. De ce? V-ați rugat, ați cântat, ați avut o religie practică. V-ați dus, ați vizitat, ați dat o haină, ați dat mâncare. O religie practică ce va fi răsplătită. Domnul a ordonat prioritățile. El nu ne-a lăsat confuzi. El ne-a spus ce contează mai întâi, căutarea împărăției lui Dumnezeu, dar deloc El n-a lăsat în desconsiderație viața aceasta. Și închei cu versetele din Luca, capitolul 12, unde întâlnim cuvintele Domnului Iisus, de la versetul 29, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cer unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Deci iată că Domnul, în religia sa practică, a învățat pe oameni, dacă n-au cu ce să ajute pe cei din jur, valori lichide, să vândă din bunurile materiale ce le au și tot să fie gata să ajute.
Doamne, ajută-ne să fim foarte practici în religia noastră, să semănăm și peste toate numele Domnului să fie slăvit, acum și în veci. Amin.